În țarcul exterior așteaptă 13 pui care de-abia au fost vaccinați. Micuții sunt ținuți separat deocamdată de ceilalți câini. De ce să luați un câine de aici? Pentru că sunt rezistenți, prietenoși, iar fiecare este unic în felul său. Puii sunt preferați de cei care își doresc un câine. Există și adulți care pot să preia imediat rolul de pasnic de nădejde. Formalitățile de adopție nu sunt foarte complicate. Vin persoanele, se uită, își aleg un cățel, îl trece în rezervat în registru și spunem ce acte are nevoie. Are nevoie de o copie după contractul de vânzare-cumpărare sau o copie după un CFU, ca să fie trecută persoana care vrea să adopte câinele. Ne trebuie o adeverință de angajat, nu de venit. Ca să teste faptul că are un loc de muncă și că poate întreține un câine și mai trebuie plătit 40 de lei microciparea. Centrul de gestionare a câinilor fără stăpân din Cluj este deschis zilnic între orele 10 și 14, iar miercurea programul este prelungit până la ora 17.